Monica s-a mai îmbrățișat cu cineva pe timpul pauzei. Și chiar i-a zis: dacă vreau, eu mă îmbrățișez și cu amantul. Și ce credeți că s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, Veronica? Cum ai făcut? Ia mai arată-ne odată. I-am îmbrățișat. Ia, nu, lumea n-a văzut. Ia, arată. Dar să nu plângi. Nu. Nu plâng. Hai, arată. Cum e rând? A uitat și tremură. Da, și tremură. Ne tremură, mă. Marian, parcă uita. Dacă o iubește. Dacă o iubește. Așa trebuie să tremure bărbatul îndrăgostit în fața femeii. Auzi, dar nevastă ta nu tremură? Ea nu tremură. Ba da, îmi tremură și eu. Uitați dacă tremur. Puneți-o să pună mâna așa. Dar tu de ce ai tremurat, Veronica? Ce, te-au năpădit amintirile? O chinuiesc amintirile. Te-au năpădit? A, știți că este melodia aia. Ataci odată, mă, din gura, mă, lași să vorbesc și eu. Vorbești numai tu. Cred că vorbești că nu vrei să ascult să vezi adevărul. Cred că tot ba, da, așa. Da, dacă, mă lași da. Un pic să vorbesc, că văd că deocamdată nevasta te-a mutat pe tine de lângă el și s-a pus ea lângă Marian. Îi mai desparte numai un buchet de flori. De zic, lasă-mă un pic. Veronica, tu de ce tremuri după ce l-ai îmbrățișat pe Marian? Eu știu, dacă plângea el, tremuram de frică. A, de frică? Dar ce-ți face eu el? Eu știu, dacă plânge, s-a apucat de boșit. Am înțeles. Măi, eu totuși întreb așa, o femeie când pleacă de acasă, când pleacă de acasă și sună pe amant și îi spune hai vino, hai să mergem împreună la bărlat cum ați fost voi, hai să nu se prindă nimeni, hai împreună în autobuz, hai împreună înapoi, hai după aia ia-mă cu mașina, du-mă de aici că nu mai vreau. Mă, acolo e deja e o relație. Eu te întreb acum, tu ești fericită în căsnicia asta? Te-am întrebat de 100 de ori și am să te întreb. Că tu poți să spui de frica lui și a soacră-ti la televizor într-un fel și în inima ta să fie altceva. Și dacă va fi altceva în inima ta, după ce se va termina emisiunea asta, tu vei pleca de lângă el. Adică tot acolo se va ajunge mai devreme sau mai târziu, dacă tu nu ești fericită lângă acest bărbat. Zice, tu trebuie să fii tu cu tine sinceră și cu fericirea ta, indiferent de ce spune unul și altul. Îți spui și tu și ne-ai făcut azi? Bă, eu... Ce o leacă, așa. Nu mă interesează pe mine ce-a fost azi. Tu spune și ce-a întrebat doamna Mirela. Deci întrebarea care ți-a spus-o ea. Păi el m-a băgat și m-a pistat mamei. Ce-a făcut? Nu, nu, te-a înjurat? Nu mai zice. Vezi, da. Mai văd. Deci el te-a înjurat azi, da? Dar tu nu mi-ai răspuns mie la întrebare. Ea așa ți-a răspuns, de fapt. De fapt, știi? Tu mi-ai răspuns spunând că el te-a înjurat pe tine. Deci, eu te mai întreb o dată. Tu ești fericită cu Viorel? Este Viorel bărbatul pe care tu ți-l dorești alături de zice tine toată ce viața? Simți tu? Fără emoții, Veronica. Ești? Da. Eu dar de ce ai ezitările astea? Pentru că el de față, cred. Măi, eu cred că dacă Veronica ar fi într-o discuție în care să nu fie Viorel lângă, da. Auzi, lângă ea, Veronica este altă persoană. Auzi, facem altceva. Ce? Ies eu din emisiune și poate da, mă, ce. Dar ea știe că după aia tot nu, cu tine. Nu, 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 dar eu nici nu mă interesează ce să spun. Știi, Veronica, eu nu încurajez. Adică niciunul dintre noi aici nu avem cum să... Eu încurajez căsătoria da, și bineînțeles, bine, bună înțelegere. Dar consider... Că atunci când nu ești fericit într-o relație, într-o legătură, într-o căsnicie, n-are rost să te minți pentru nimic în lume, pentru că viața ta e una singură și n-are rost să te minți că ai copii, că sunt multe femei care stau, ai că am copii, că ai eu că... Și nu ele spunem, nu mai contează. Veronica, du-te, Doamne ferește, la în Marian. Niciun caz. Dar eu te întreb pe tine în căsnicia cu Viorel, dacă el este ceea ce tu-ți dorești de la viață sau nu. Eu atât te întreb, eu nu te-am întrebat de Marian. Da. Este. La telefon acum, iartă-mă, este Ionel Secuianu, tatăl Veronicăi. Bună seara, domnule Secuianu. Bună seara, Săruna. Ce faceți, domnule? Vă ascultăm. Ce să facem ca seara, plouă la noi. Mă uit la fata asta, eu nu știu, e vor să o ia amândoi de dânsa sau își bate joc amândoi de dânsa? Păi de ce, să-și bată joc de ea soțul ei? Văd că Viorel și-a pus bani la cec, după cât îi spune el, a spus dimineața, el a pus pe numele lui, eu a rămas așa, iurea. M-am să pe aici, umblă cu niște hârtii când se ia copilul. Eu nu știu, omul ăsta de 5 ani de zile își bate joc de zis sau continuu. Corect, așa este. Nici nu a lăsat-o să vorbească de cu dumneavoastră. De zile, dar chiar am văzut pe fiecare seară. Barcă-i una, barcă-i alta, eu tot caut un model. Dar el și-a pus bani la cerții. Te hotărăști acum.
Acum te hotărăști. Iar dacă o muncetă da, cu curia, vine acasă, v-ați întrebat. Te hotărăști? Acum nu e da, de ce ții la el? Dar nu ți pe omul. Dar lasă-mi pace, ce-ai că? Lasă-o să dece de el. Hainele stau tot acolo pe preaule. Auzi, hainele stau tot acolo, pe câmp. Doamna Mirela, da. Din momentul ăsta... Ce? Numai un pic, stați un pic, domnul Secuia, stați un pic. Deci din momentul ăsta, acum eu m-am sculat de aici... Vezi că tot hainele sunt acolo? Eu m-am sculat de aici... Da. Și plec. Unde? Plec, mă duc... Deci cu ce am venit, cu aia plec acasă și pe ea o las aici. Unde acasă? La Blăgești? La mine, da. Te duci la doamna Ilinca acasă? Așa, și pe ea o las aici. Chiar acum, în momentul ăsta, plec. Dar ce s-a întâmplat? Chiar acum plec. Păi dar cum? Unul spune într-un fel, dar ce-s eu aici? Păi asta e adevăr, de ce-ți bagi joc? Deci acum, doamna Mirela, acum plec. Eu vă spun Măi, Viorele, singur. Dar stai de puțin, Viorele. Da, dați-o. Mie, cum să zic, puțin îmi pasă dacă plec sau nu, dar doi. Ia ascultă-mă tu pe mine, puțin. O căsnicie, aveți 5 ani de căsătorie și un copil... pe care l-ați lăsat acolo, Viorel, și voi discutați simplu. Îi dau semnătura lui mama să țină copilul, să nu știu ce, totul e un lehamite, o distracție, o de-asta. Viața crezi că se limitează la plecările, venirile tale sau lacrimile ei și leșinurile? Nu! O viață în doi nu înseamnă, măi, Viorele, asta. Cum mă supăr? Păi fiu care are 9 ani, nu spune, mi-au jucările și plec. Ca, tu cam așa faci. Și ești dita mai omul, ai 33 de ani. Nu vedeți, doamna Vom continua imediat. Hai să ne întoarcem un pic așa. Voi ați fost la acea pizzerie unde ați dat atunci, ați dat niște probe. Ați fost la pensiune la Bran, unde l-ai așteptat pe om la muncă, voi ați primit bani. Pentru că așa a fost înțelegerea, nu vă duceți să ajutați fără să fiți remunerați, fiecare v-a dat cât a putut. Țancă, uraganul, pentru că v-ați dus la el în casă și ați făcut curățenie, v-a dat și el niște bani. Noi am vrut să vă arătăm, de fapt, prin toate aceste lucruri, cum se câștigă banii prin muncă și ce sentiment frumos este că atunci când ai niște bani ai tăi în buzunar să-i prețuiești, să-i pui undeva deoparte, să-i înmulțești și să înțelegeți voi că prin muncă se pot câștiga bani cinstiți și că îți poți face un trai frumos. De asta v-am dus și la munte, într-un hotel mai luxos, să vedeți cum e viața atunci când îți permiți să o trăiești așa. Cu acești bani pe care voi ați mai strâns, am înțeles... Din ce zice tatăl Veronicăi, că tu i-ai pus doar pe numele tău într-un cont? Sau ce a zis ea? Da. Am întrebat-o, este de față și colegii dumneavoastră de față. Am întrebat-o... Păi nu poate să vorbească ei! Auzi ce zice socrul tu, că de ce nu o lași pe ea? Mă ascult un pic? Da, dar toată lumea trebuie să asculte pe tine. Sunt și banii ei. De ce i-ai pus numai pe numele tău? Asta e întrebarea. Am întrebat-o și pe ea când am fost. Băi, ne trecem amândoi. Asta. Și ea nu a vrut. Întrebați-o dacă... Ai vrut? Așa e, Veronica? Tu n-ai vrut? Deci întrebați-o pe ea. Lasă-mă în pace, că știu și eu să pun o întrebare. Soacro. Zi-mi e, Veronica. A doua soacră, da. Așa e, n-a vrut sau a trebuit să faci ca el? Sau fiindcă tu nu te pricepi, l-ai lăsat pe el. Zi și asta. Eu cred că tot timpul el o controlează. Stai și să vedem, că mie îmi spune. Eu am... Noi am vorbit... Zii, Veronica. Nu te pricepi. Deci nu i-ai spus să ia el banii. Domnul Secuianu, ea i-a dat voie soțului. Și până la urmă, când ești într-o familie, lucrurile astea nu se mai contorizează. Absolut. Ea ne-a tunut încăpățânat, nu vrea să muncească și eu la banii fete. Fata are nimeni discută. Eu la bani și eu plec acest, el e repede. Da, domnul Secuieru, da, într-o familie, și dacă pune unul bani... doamna Mirela, gata, punct. Ce mai? Noi. Gata, doamna Mirela. V-ați despărțit? Păi, dar cum, dacă ea spune că nu... Dai jumate din bani, că l-am ușit fata degeaba la București. Da, dumneavoastră vreți să spuneți, domnul Secuieru, că dacă ei acum doi se despart, Viorel se duce cu cardul și scoate toți banii. Așa, spuneți că el, Viorel, va scoate toți banii și rămâne Veronica fără niciun ban din tot ce a muncit ea. Asta vreți. Dar să dea dumneavoastră să aibă parte de dânsă, dar nu cred. Pe de altă parte, domnul Secuieru, uite, vă întreb pe dumneavoastră ca tata la acestei fete. Dumneavoastră, domnul Secuieru, vi se pare fericită Veronica în această căsnicie cu Viorel? Nu, nu se pare nică. Nu e nicio fericire. El nu vrea să muncească, doamnă, nu. El este un puturos nectră. Te rog frumos. Dar așa e, să are dreptate. Deci, te rog frumos. Asta, vă rog. Te rog frumos. Viorele, tu să nu vă rog. Haideți. El ne-a dat viață și până la urmă tu nu ne-ai dat.
Ei, poți să pleci. Și acum poți să pleci. Timp de 5 ani, de ce nu i-ai lăsat să vorbească? Păi, mă, nu m-a întrebat pe mine, mă. Dar pe cine se întrebă? Tu nu ești competentă să pui... Gata, Viorele, vă doare capul! Stați un pic, stați un pic. Deci tu nu ești unii să-mi spui tu toate întrebările. Doar gata, Viorele! Deci du-te cu amantul. Gata, gata. Nu! Du-te cu amantul. Că asta vrei să faci. Du-te cu amantul. Iar îmi scoți ochii. Du-te cu Marian. Eu îți spun clar. Din momentul ăsta, din seara asta, nu mai mergi cu mine. Da, mă duc la Blășești. Așa. Te duci cu amantul. Chiar sigur mă duc cu el. Te duci, nu mă interesează ce faceți voi. Eu am trecut peste toate, am iertat tot. Datorită la toții de aici că am iertat. Că altfel eu nu iertam. Deci eu am iertat tot. Care toți? Toți? N-are nimic. Da. Deci nu dau nimic cu persoanele aici. Tu acum ai scoți ochii toată viața? Tu acum ai scoți ochii toată viața? Eu nu tine mâna și... Tu, eu pe tine te rog frumos. Mariane, că vorbea de el. Deci tu te rog frumos. Deocamdată vorbesc eu cu ea și tu să stai în banca ta. Eu cred că ceea ce a făcut tot din cauza ta a făcut. Deci din cauza era să spun eu altceva, dar am acțiu. Ia vezi ușor. Auzi, Mariane, nici nu poți să acuzi acum pe toți bărbații că n-au timp să se ocupe de neveste, că nevestele de aia pleacă cu alții iubiți noaptea prin mașini. Păi înseamnă că săracii de bărbați ce ar trebui să facă și că femeile sunt iertate pentru toate aceste ieșiri din decor, că am un bărbat care să mă îngrijească. E simplu, explicația asta e simplă. Când ai intrat într-o căsnicie, tragi la jugul ei. Mă rog. E un caz aparte, din contră, exact. Bun. Cum spui, Viorel e un caz aparte, Viorel rar nu iartă nici bărbați. Agresiv, nici violent, nici bețiv, nici cum vrei să-i spui, nici afemeiat, deci, adică e un om care de casă. Tai cât om, mă trimite pe mine la muncă. Dar dacă spun eu ceva, să te duci tu la muncă, nu că tai cât o dimineață o zis, păi te duci tu la muncă și ia spui acasă. Ia tu, nu te lega de taică meu. Măi, dar nu se leagă, mă, Veronica, îi pronunță numele, zice tai că tu și numai tu în secunda în care zice tai că tu... Deci eu revin, domnul Secuian. Are dreptate că nu te duci la muncă. Dar ce spune Marian și faptul că înțeleg că el ține la fica dumneavoastră, cum vi se pare? Mi se pare un băiat bun, dar nu știu realitatea așa la Ijești acolo, dar așa cum vorbesc eu, după cum se exprimă. Adică dumneavoastră l-ați fi preferat mai degrabă pe Marian de Ginere decât pe Viorel? Eu zic că da, că asta nu mai este primit în familia Stezaru, nu mai este primită, văd că el la București dă înapoi în loc dinainte. Da. Eu las banii, sărata fata o mânșe și eu la banii și eu dus la cec repede să aibă el bani. Deci tu auzi, mă, Veronica, ce spune taică-tu? Da. Că el ar fi preferat pe Marian și că eu am zis că îl preferă și acum pe Marian, pentru că și așa în familia Stegaru tu nu mai ești binevenită. Nu știu că nu prea sunt binevenită. Păi și nu mai pot. Cum adică? Ce înseamnă asta? Nu pot. Că tu ce ai de gând să faci dacă îi dai dreptate lui taică-tu? Mă gândesc mâine și mâine dau răspuns. Cui lui Marian? Și lui Viorel? Mâine iei decizia și te decizi dacă îl alegi pe unul sau pe altul? Da. Păi dacă îl alegi pe Marian, trebuie să divorțezi. Trebuie să treacă și prin niște probe, adică trebuie un concurs, ceva, nu știu, care se pune mai repede în genunchi, care doamna, face o prăjită mai bine. Mirela, te rog. Facem în felul următor. Mm. Dacă ea spune așa, da. Înainte de a face ea toate chestiile astea, da. Să nu am eu probleme mari, da. Așa, să scrie cu mânuța ei o hârtie aici, să o scrii. Da, o scriu. Așa, să o scrii frumușel. Să fie una la mine, una la ea și una să rămână aici. Să spună că nu o forțez eu să decide singură, aici e decizia ei, da sau nu aici, nu știu ce spune. Și să o semneze cu ștampilă. Am înțeles. Ștampila mă, divorț, de fapt. Cu ștampilă la notariat. Dar divorțul nu se face aici, se face la notar sau unde vreți voi, dacă e vorba de asta. Deci dacă dar, Veronica, să ajung acolo... mâine, în emisiune, ne spui ce ai decis. Da. Ai înțeles? Dar tu trebuie să fii sinceră tu cu tine. Ce vrea sufletul tău? Vedem dacă va rămâne cu căsnicie cu Viorel sau dacă îi va da o șansă lui Marian. Asta înseamnă că va divorța de Viorel. Să ia florile, Mirela, că nu-i frumos. Seară frumoasă, vă doresc, Emily. Abia aștept emisiunea de mâine. Noi însă până atunci le mulțumim prietenilor noștri de la cofetăria Claus, Voglia, Nufărul și Apa Craiului. Să aveți o seară liniștită. Mâine la ora 17 ne revedem. La revedere!